Deocamdată în piața universității, unde a ajuns președintele Klaus Iohannis. Acesta spunea încă de vineri că va merge în mijlocul protestatarilor. Haideți să vedem dacă auzim ce se întâmplă acolo. Vă reamintesc, președintele Klaus Iohannis este la această oră în piața universității din capitală. Spunea președintele Klaus Iohannis încă de vineri, după consultările pe care le-a avut cu reprezentanții societății civile, că va merge în piața universității. Nu a vrut să anunțe însă ora și data la care va ajunge. Iată, s-a întâmplat în această seară. Alex Costache, colegul meu, este în piața universității. Alex, bună seara! Bună seara, Radu! Într-adevăr, iată că președintele s-a ținut de cuvânt și în această seară, în urmă cu un minut, a sosit coloana asta oficială aici în piață. Președintele urmează să stea de vorbă cu protestatarii. Sunt în jur de 1000 de oameni strânși aici în piața universității.